Vai, vai, ce rețetă bună v-am pregătit eu azi vouă! Astăzi vom pregăti o rețetă super fină, delicioasă și ușor de pregătit. Și anume, vom pregăti tortul Marte. Deci, haideți să începem cu blatul! Pentru blat vom avea nevoie de 3 ouă, 80 de grame de zahăr, un praf de sare, un pliculeț zahăr vanilinat, după care vom mixa aproximativ 5 minute. După cele 5 minute, adăugăm și 30 ml ulei. 50 ml lapte, laptele să fie la temperatura camerei. Iar acum vom adăuga în această compoziție 80 de grame de făină. 25 de grame cacao, eu am pus jumătate neagră, jumătate normală, 6 grame praf de copt. Vom adăuga ingredientele uscate, puțin câte puțin și amestecăm ușor. Amestecul nostru pentru blat este gata. Acum vom avea nevoie de o tavă de 18 cm tapetată cu hârtie de copt. Vom turna compoziția lovi puțin tava și vom coace blatul 30 de minute la 170 de grade Celsius. Blatul nostru este gata, acum îl vom lăsa să se răcească foarte bine. Între timp vom pregăti caramelul. Pentru caramel vom avea nevoie de 150 de grame de zahăr pe care îl vom topi la foc mediu. Atenție să nu îl ardeți! Acum, peste zahăr, vom turna 250 ml frișcă lichidă. Amestecăm bine până se topește caramelul sau zahărul. După ce s-a topit bine caramelul, vom lăsa să fiarbă la foc mediu aproximativ 5 minute. Așa trebuie să arate caramelul, sosul de caramel. Îl vom lua de pe foc și eu îl voi transfera într-un bol mai mic și îl voi lăsa să se răcească la temperatura camerei. Nu-l băgați la frigider. Între timp, voi tăia blatul. Vom tăia partea de deasupra, dar îl vom pune deoparte pentru că îl vom folosi la decor. După care, următorul pas, vom tăia blatul în două părți egale. Așa cum vedeți că procedez eu. Eu voi tăia blatul de 16 cm, dar puteți să-l lăsați de 18 Eu vreau să fac un tortuleț mai mic. Vom da deoparte blatul și vom face siropul. Siropul vom face din 80 ml de lapte și o lingură de caramel pe care l-am pregătit mai înainte. Amestecăm foarte bine să se topească caramelul, după care o vom da deoparte. Următorul pas vom pregăti crema. Pentru cremă vom avea nevoie de 250 de grame mascarpone rece, o lingură cu vârf zahăr pudră, o linguriță pastă de vanilie, 200 ml frișcă lichidă rece. Și mixăm. Atenție cu mixarea, nu mixați prea mult. Crema noastră este gata. Iar acum vom începe montarea. Vom pune primul blat, după care îl vom însiropa. Puteți să-l însiropați mai mult sau mai puțin, fiecare cum dorește. Iar acum vom pune un strat de cremă, așa cum vedeți că fac eu. Vom nivela. Iar acum pe margine vom pune iarăși un strat de cremă. După care, în mijloc, vom umple cu caramel. Uitați cât de bine arată caramelul. Vom nivela frumos, după care deasupra vom acoperi caramelul cu cremă. Nivelăm și vom pune deasupra cel de-al doilea blat. Însiropăm și blatul de deasupra, pe care o vom da puțin la frigider. Și ne vom ocupa de crema pentru îmbrăcarea tortului. Pentru cremă vom avea nevoie doar de 250 ml frișcă lichidă și o lingură plină plină de caramel. Și mixăm. Și crema noastră este gata. Voia. Acum vom îmbrăca tortul așa cum vedeți că fac eu, cu un strat de cremă nici prea groasă, nici prea subțire, cum vă place vouă. Și tortulețul nostru este îmbrăcat. Acum îl vom da la frigider pentru 30 de minute înainte de decorare. Pentru decorarea tortului vom folosi blatul restant pe care l-am fărmițat, Vom pune pe margini, așa cum vedeți că procedez eu în video. Pe margine deasupra vom pune caramel. Dar dacă nu vreți să puneți caramel, puteți să puneți ciocolată topită neagră sau albă. Și deasupra vom pune restul de blat fărmițat. Dacă veți pregăti acest tort, mi-ar face mare plăcere să-mi lăsați în comentarii opinia voastră și eu vă voi răspunde. Și gata este tortulețul nostru delicios. Uitați cât de bine arată. Este un tort fin și super delicios. Merită să încercați rețeta. Deci, dragii mei, vă doresc spor la treabă. Și dacă v-a plăcut, vă invit să-mi dați un like, să distribuiți, să vă abonați și nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine tuturor! Papa, pa, pupici!